Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Ionuț Emil și în episodul de astăzi nu prea am nici cea mai mică idee ce o să facem. Nu credeți că e cam dezastru aici? Cam dezordine? Semănătoarea asta stă să cadă, a intrat jumate în pământ. Ce ar fi să facem noi puțină ordine aici, să aranjăm utilajele astea, că nu-mi place deloc cum arată așa. În primul rând am văzut semănătoarea asta, era învelită, am văzut-o că s-a lăsat într-o parte. Și mă, hai totuși să o dezleg să văd ce are. Când să văd că a intrat jumate în pământ. O să o leg și o să o pun aici mai în spate. O să o pun calmea pe ceva de beton, că a fost pe niște scânduri și au putrezit și a intrat în pământ. Discul să-l dau deoparte până muț semănătoarea, că o să vreau să-l pun aici. Mai am tocătoarea de resturi vegetale dusă pe undeva în grădină. De câteva luni stă și aia pe acolo, o să o duc și pe aia în curte. Cositoarea trebuie să o băgăm la garaj. Hai să trecem la treabă, să vedem ce iese. Auzi, Alba, cum pornește, e viu. Dăm cu el frumos înapoi, să vedem unde îl lăsăm. Îl lăsăm aici deocamdată. Gata, hai să legăm și semănătoarea. Să vedem cum o legăm și pe aia singuri. Bă, e cam greu de unul singur la utilaje de astea mari. Se leagă cam greu. Dar reușim noi problema. Dăm o țâr mai jos. Dăm mai înapoi. Hai că ne-am descurcat cât de cât, nu? Are un an semănătoarea asta de când stă aici. Un an. Da, un an, că n-am mai semănat nimic anul ăsta cu ea. Hai mă, intră și tu. Intră. Ai intrat și tu? Legăm și centralul. Cam gata, hai să o dăm sus. Îl opresc puțin până pregătesc eu terenul aici. Mergem la semănat, nu? Nu mergem la niciun semănat. Ia uite, frate, cât a intrat. Ia uite scândurile. Cum s-a făcut într-un an de zile. Pregătesc un pic aici și revin cu filmare. Hai să luăm și semănătoare. Să o dăm pe poziție. Pare bine, nu? Hai să o lăsăm și jos. Cu semănătoarea am cam terminat. Stă destul de bine. Să mișcă o leacă, dar n-ai pe picioarele astea. Eu la picioare aici am făcut eu niște platbande, nu știu cât de bine se văd. Ca să nu mai să stea piciorul cât de cât fix. Hai să aducem și discul aici. O să-l trag exact unde e tractorul.
trebuie să merg să iau și tocătoarea în grădină. Chiar nu știu unde să pun și tocătoarea. Cred că o să bag mai întâi cositoarea în garaj și o să o pun aici așa. Dar înainte să o bag în garaj, trebuie să mut pe domnul Camaro. Sperăm că mai pornește. Dăm aici la pompița. Oare mai are curent? S-a mai învățat, nu s-a blocat. Ulei mai are? Are ceva ulei pe acolo. Mai are de o prăjeală. Aici, ia uite, e uscat, s-a pus praful. S-a pus praful pe culbutori. Praful de 5 degete, ia uite. Ia uite praf. Uite și cheile de la bolid. Facem crucea mare, Doamne ajută. Dăm cu șoclu. Ha, 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 ha. Aia e, mă, e vie, mă. E vie, mă, fetița. Ei, ce ai, mori? Tapizerie din imitație de nailon de piele. Cea mai frumoasă posibilă. Mai avem pe aici scaune încălzite, ventilate. Aici dezactivăm și activăm menținerea benzii de rulare. Ce să vă mai spun eu că are? Pe aici mai are detector de oboseală șofer, senzor. E o mașină super dotată. Scârție ceva, ori ia foc. Mai pleacă după loc sau a rămas blocat? Ce ai făcut, bobiță? Unde o să o lăsăm? O lăsăm pe aici, pe undeva, că oricum o băgăm înapoi. Ia uite-o ce scârție. Benzină? Ați văzut cum se umple rezervorul acum perioada asta? Doi pumni și s-a umplut, era becul aprins. Mamă, că ia uite ce frumos merge, mă, stai pe la Antio, mă. Asta e mașină ca Vioara, mă. Ia uite-o. Ia uite-o cum merge. O opresc și mă duc să iau... O să iau cositoarea, să o bag acolo în garaj lângă presă, să vedem dacă am loc, și o să iau și tocătoarea din grădină. Încadrat prea bine. Reluăm manevra. Nici acum nu e prea bine, dar asta e, ce să facem. Na, reluăm. Nu prea mai știm cu ele. De data asta cred că ne-a ieșit șmecheria. A, oarecum. Trebuie să iau bolțul după semănătoare. Hai, mă, să vedem cum o băgăm și pe asta acolo. Să fie toate la adăpost. Încape, mă, sau... Sau nu prea încape. Să vezi belea. Să vezi belea că nu prea încape. Trebuie să mă duc așa mai dintr-o parte. La jos putem să lăsăm? Le înghesui aici, zici că nu le mai scot niciodată eu. Lovește? Nu lovește. Mă, ceva nu e bine. Ori am lăsat eu presa mai încoa. Credeți voi că pot eu să împing așa? Gata, cu mici ajutoare am împins-o și aici. Stă destul de bine băgat aici frumos, toate. La adăpost am cositoare aici, presa, grebla și micul de îngrășăminte. Hai să luăm repede și tocătoarea. Thank you.
O luăm din nou pe Daciana. Să o ducem acolo lângă disc și pe ea. Mai pornești, drăguța? Geamuri electrice, oglinzi tot la fel electrice și încălzite. Ups, ai rămas blocată? Băgăm și pe ea aici. Un leu, cine vrea un leu? E rupt. Cam astea sunt utilajele pe care le am. Tractorașul, după cum bine știți cu toții. Mai am aici o tocătoare cu lanțul făcută de mine, acum 2 ani, nu știu cât. E bună la bețe de floare, la coceni, la paie. Nu prea poate să face paie. Aici mai am remorcuța, platforma de băloți acolo. Grapa cu discuri, semănătoarea de păioase, plugul, scarificatorul, un Mercedes Maybach serie limitată. Aici mai am semănătoarea de plante prăjitoare. Aici mai am cositoare poloneză de 1.65, presa de îmbalotat, caz marca 40 și migul de îngrășăminte cu care am semănat în episodul trecut și grebla care am dezmembrat și am băgat pe aici. Cam astea sunt utilajele pe care le am. Cam atât cu acest video, a fost așa o amestecătură, nici eu nu știu ce va ieși din acest video, dar sper că va ieși ceva și sper să vă placă. Eu am fost Ionuț Emil și până data viitoare, numai bine!